dreapta. Cluj, Steaua București, pe Cluj Arena, în această seară îi întâlnim pe cea mai iubită echipă din Cluj, dar nu cea mai titrată. Haideți să vedem ce atmosferă vom avea pe gazon în această seară și pe stadion. Se anunță full house, ca de fiecare dată când joacă Steaua în deplasare. Merge prin toată țara să susține pe Steaua. Cântăm până răgușim Steaua, ce mult te iubim. Luptă Steaua, 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 luptă Steaua. Yeah.
Yeah.
Coma, cu volul din ajutorul liberă. Hai, te rog eu. Poziție viitoare, cineva în afară de Darius Solaru, nu prea au de gând. Și toată lumea cât din Costanești cât de putin. Așa că iară Steaua, intră cu toți ce a scos-o pe Norvane. Că, Doamne, așa ceva! Te rog eu frumos, nu! Din toți jucătorii, nu turnovan! Te rog eu frumos! Te rog! E bine, turnovanul, mă, e pe picioare! E bine, mă bucur! Scăpăm! Oare! Se va menține scorul de pe tabelă sau vom marca? Coman nu a trecut de Kipciu și a cam făcut ce a vrut cu Florinel. Rata Slavescu! Nu cred că am avut ciut pe poartă meciul ăsta. Nu cred că am avut. Mamă, crezi că a fost gol! Hai, mă, ultima fază, mă, haide! Noi! Egal! Steaua face 0-0 face. Scorul rămâne neschimbat, la fel ca la începutul partidei. Și Ardealul este un tărâm destul de greu pentru noi. Ne revedem la următorul meci. Ce pot să spun decât hai la stadion. Rapidul se apropie la 7 puncte de noi. La CME 7, CME 6. Chiar dacă pierdeam și în seara asta, nu era mare păcat. Oricum, lupta pentru titlu se dă în play-off. Suntem